Este ședință de urgență în coaliție, aceasta va începe în foarte puțin timp. Premierul Victor Ponta se întâlnește cu liderii acestei coaliții. Toate detaliile despre întâlnire vin de la Iulia Todorescu. Bun găsit, Iulia! Ce informații ai? Bun găsit! În acest moment, după cum spuneai și tu, a ajuns și premierul Victor Ponta. Este o ședință de coaliție care are loc astăzi tocmai pentru a se discuta situația premierului Victor Ponta. O întâlnire, de altfel, după ce șeful statului Klaus Iohannis i-a cerut premierului să își dea demisia, spunând că este un moment imposibil pentru România odată cu această cerere DNA pentru premier. Însă este important de spus faptul că întâlnirea vine după ce premierul a spus că nu va face un pas în spate, pentru că acesta a fost răspunsul pe care l-a dat Victor Ponta în momentul în care a punctat că a avut o discuție civilizată cu șeful statului, însă Parlamentul este cel care l-a numit în funcție, prin urmare Parlamentul este cel care trebuie să-l demită. Mai mult decât atât, Victor Ponta spunea că nu îi se pare normal ca procurorul să se situeze deasupra Parlamentului, deasupra Guvernului sau deasupra cetățenilor. Însă, în momentul de față, urmează o ședință de coaliție. Desigur, a ajuns și președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, și președintele PLR. De asemenea, Daniel Constantin, va participa președintele PC, Gabriel Oprea, președintele UNPR. L-am văzut și pe liderul de grup al PSD-ului de la Camera Deputaților, Marian Neacșu, este așteptat și Ilie Sârbu. Practic vorbim de ședința de coaliție în care se discută problemele esențiale. Iată, de această dată se discută tocmai despre situația creată odată cu cererea DNA, cu acuzațiile care îi se aduc premierului, însă tot important de spus este faptul că are loc această ședință de coaliție înaintea ședinței social-democraților. Pentru că mâine a fost convocat cexul de urgență, practic după ce liderii din teritoriu au spus că premierul Victor Ponta nu trebuie să facă un pas în spate, spuneau că nu există niciun motiv pentru care să ia această decizie, pentru că există rezultate bune din partea guvernului. Mai mult decât atât, spuneau că nu este o coincidență această chemare la DNA odată cu moțiunea de cenzură. În această săptămână urmează și CSAT-ul, când premierul va sta la aceeași masă cu președintele. Așteptăm desigur să vedem concluziile ședinței de astăzi. Vor fi și declarații de presă la finalul ședinței de coaliție.